Mii de părinți și-au adus astăzi copiii la Parlament. Coada de la intrarea în Casa Poporului a fost de 10 de metri. Cei mici au fost întâmpinați chiar de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Eu stau acum cu Chirii aici, o perioadă. Bine v-am găsit pe Parlament. Face rău. Ce ai voie și ce n-ai voie. Știi cine este domnul? Da, Ludovic Orban. Dacă ai fi șeful Palatului Parlament. Monopol. Și proprietăți. Vezi, e liberal, se vede de el, monopol. Îți place și acolo de mult? Da. Pentru o zi, Ludovic Orban și-a cedat scaunul de președinte. El a fost ocupat rând pe rând de copiii care i-au vizitat biroul. Cei mici au putut să vadă inclusiv sala de plen, locul unde se votează legile. Cei mici au aspirații înalte. Când vor fi mari, vor să fie lideri. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Jandar. S-au plăcut parlamentarii? Ce părere ai despre ce fac ei aici? Despre legile pe care le adoptă? Mi se pare că au ceva complicat de făcut. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Cred că aș vrea să fiu primar. Mai mult, aceștia au și recomandări pentru actualii parlamentari. Există și legi bune, dar și legi care nu mi se par foarte corecte. Cum ar fi către copiii trebuie să aibă 14 ani ca să stea în față. Eu cred că ar trebui să fie după înălțime. Ludovic Orban a ținut să le spună copiilor cât de importantă este școala pentru viitorul lor. Să nu uite că ai carte, ai parte. Școala e importantă. Toți politicienii au carte astăzi, domnule președinte. Băi,